Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, vom începe cu recapitularea cunoștințelor. Care sunt geosferele sau învelișurile Terei? Sigur că da, începem cu litosfera, învelișul de rocă, suport pentru toate celelalte învelișuri. Apoi hidrosfera, învelișul de apă, pedosfera, învelișul de sol, biosfera, învelișul de viață și atmosfera, învelișul de aer. Care sunt componentele principale ale hidrosferei? Oceanul planetar, totalitatea apelor oceanice și a mărilor, ghețarii, apele subterane, apele de suprafață și vaporii de apă din atmosferă. Care sunt oceanele și continentele Terei? Înainte de a le specifica, trebuie să ne reamintim că oceanele ocupă o suprafață mult mai mare decât uscatul. Haideți să începem cu oceanele. Oceanul Pacific, cel mai mare și cel mai adânc. Oceanul Atlantic, cel mai tânăr ocean de pe Terra. Oceanul Indian, cel care are apele cele mai calde. Și Oceanul Arctic, cel mai mic și cel mai rece. Continentele. America de Nord, America de Sud, Europa, continentul pe care locuim și noi, Asia, Africa, Australia și Antarctida. Care sunt cele trei stări de agregare ale apei? Lichidă, solidă și gazoasă. Ce observați în această imagine? Ceea ce observ eu este o zonă cu o masă foarte mare de gheață. Aceasta poartă numele de ghețar, da? Apă în stare solidă. Ghețari este și titlul lecției de astăzi, da? După cum puteți observa, este o zonă unde nu locuiesc foarte multe viețuitoare, dar aici întâlnim unele dintre cele mai simpatice dintre acestea, și anume pinguinii, da? Pinguinii locuiesc în zona ghețurilor permanente și semipermanente. La finalul lecției veți fi capabil să explicați în cuvinte proprii ce este un ghețar, să enumerați cele două tipuri de ghețar, să explicați ce înseamnă calotă glaciară, banchiză și iceberg, să identificați pe harta lumii cele mai importante zone cu ghețar și ghețuri permanente, să specificați unde întâlnim ghețarii montani. Începem cu definiția ghețarilor. Ce sunt aceștia? Sunt mase însemnate de apă în stare solidă, aflate la latitudini mari, de obicei în zonele polare, sau în munți, la înălțimi foarte mari, acolo unde temperaturile pozitive apar rar și nu determină topirea lor. Da? Avem nevoie, în primul rând, de altitudini mari pentru un anumit tip de ghețar, cei montani, care se găsesc în zona de munte, și de latitudini foarte mari pentru celălalt tip de ghețari, ghețarii continentali. Da? Aceștia se găsesc fie dincolo de cercul polar de nord, fie în zona cercului polar de nord. Să nu uităm faptul că, așa cum am învățat într-o lecție anterioară, ghețarii constituie 3 sferturi din apa dulce de pe glob. Observăm, din totalul apei de pe glob, 97% reprezintă apă sărată,
pe care o găsim în cea mai mare parte în oceane și mări, apoi 3% reprezintă apa dulce, dintre care 77% este constituită de ghețari. Doar 22% ape subterane și doar 1% din apa dulce totală de pe glob este reprezentată de apa de suprafață, dintre care 61% este constituită în râuri și lacuri și 39% în vapori atmosferici. Ghețarii sunt de două tipuri, așa cum v-am spus anterior, ghețarii continentali sau de calotă și ghețarii montani sau alpini. Ghețarii de calotă. Calotele glaciare reprezintă masa de gheață care acoperă porțiunile mari în regiunile polare ca o platoșă, având grosimi cuprinse între 1500 de metri și 3500 de metri. Putem observa calote glaciare în cele două imagini de jos, da? Una din zona sudică, din apropierea polului sud, iar cea de-a doua din emisfera nordică, Groenlanda și zona arctică, zona Oceanului Arctic și mările înconjurătoare. Ghețarii de calotă. Caletele glaciare se extind de pe uscat deasupra oceanului sub formă de banchiză, din care se desprind uneori bucăți de gheață ce plutesc pe ocean, numite iceberguri. În prima imagine putem observa în zona arctică a Oceanului Arctic doi urși polari care stau pe o bucată de banchiză. În cea de-a doua imagine, vedem o bucată mare de gheață, un iceberg, care s-a desprins din banchiză. De obicei, doar 10% din volumul total al unui iceberg se află deasupra apei, în timp ce restul de 90% se află sub apă, astfel el fiind foarte periculos pentru navele maritime. De aceea există rute predefinite ale navelor maritime, în special în Oceanul Atlantic, pe unde navele știu că de obicei nu se găsesc ghețari, da? Se deplasează la mult la sud de cercul polar de nord pentru a nu întâlni iceberg-uri. La fel este valabil și pentru emisfera sudică, unde navele nu se apropie deloc de cercul polar de sud, cu excepția navelor care vor să ajungă în zona antarctică, da? Dar sunt niște nave construite special pentru a putea sparge gheața. Oricum, ele au sisteme de navigație moderne care le permit să vadă unde sunt mase mari de gheață, respectiv ghețari, și să îi evite. Haideți să vedem care sunt zonele unde întâlnim calota glaciară, banchiza și icebergurile. În primul rând, cea mai mare parte a calotei glaciare se găsește în Antarctida și mările care o înconjoară, purtând numele de Antarctica, da? Antarctida și mările care o înconjoară se numesc Antarctica. Cea de-a doua mare masă a calotei glaciare se află dincolo de cercul polar de nord, Oceanul Arctic și mările adiacente acestuia, putând numele de Arctica. Cea mai mare insulă de pe glob, unde se găsesc și mari mase de gheață, o mare masă de calotă glaciară, este Groenlanda aceasta. Groenlanda. Acum să discutăm despre celălalt tip de ghețari, ghețarii montani. Se numesc montani, desigur, pentru că se formează pe munți, la înălțimi foarte mari, ca urmare a acumulării de zăpadă și gheață. Se întâlnesc în zona caldă la peste 5.000 de metri, în zona temperată la peste 3.000 de metri, iar în zona rece chiar și la 0 metri, dar la nivelul solului. De asemenea, trebuie știut faptul că există și ghețari subterani care se află în peșteri. În cele două imagini de mai jos, observăm
Kilimanjaro, cel mai înalt masiv muntos din Africa, cu vârful Uhuru Peak de 5.895 de metri. Având altitudine de peste 5.000 de metri, sigur că în partea sa superioară este acoperit de zăpadă și gheață, ghețari, montani. În cea de-a doua imagine observăm vârful Everest din munții Himalaya, care este cel mai înalt din lume, 8.848 de metri. Sigur că la altitudini de peste 3.000 de metri, acesta aflându-se în zona temperată, avem foarte mulți ghețari montani. Este bine de știut faptul că în țara noastră, în peștera Scărișoara din județul Alba, se află cel mai mare ghețan subteran din România și al doilea cel mai mare ghețar subteran din lume. În cele patru imagini puteți observa câteva dintre formele acestui ghețar. Această lecție o veți putea găsi și pe platforma educațională ASK, unde voi încărca și un test cu 9 întrebări din această lecție. Da? O puteți găsi la materii, geografie, clasa A5-a, hidrosfera, ghețare și acolo în paranteză să știți că este construit pentru, în principal pentru elevii școlii gimnaziale numărul 2 model. În speranța că v-a plăcut această lecție, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție, să vă doresc multă sănătate și spor la învățat. La revedere!